Mișto mesajul lui Ioan Simion de pe, din comentarii. Zice: salutare tuturor acelora care au rămas măcar cu un strop de luciditate după toate manipulările care se fac. Da, bă, are dreptate Ioan. Adevărul e că e foarte greu, foarte greu, spre imposibil să rămâi lucid în lumea în care trăim astăzi. Nu îmi spuneți că, ba da, domne, se poate. Ba nu, mă, nu se poate. Oriunde intri la un moment dat, într-un fel sau altul, e cineva vrea să-ți atragă atenția și când ți-a atras atenția asupra unei chestiuni te și duce într-o direcție absolut nebună. Am ajuns într-o situație pe care nu mi-o închipuiam în urmă cu niște ani de zile, dar probabil că mi s-au mai și tocit nervii și cred că asta se întâmplă cu mulți dintre noi. Și anume, bă, mă înjur cu necunoscuți. Adică, bă, bune, deci, zău Tavi, ascultă-mi, fii atent. Deci mă trezesc la un moment dat în mesajele de pe pagina de pe Facebook sau în comentarii că mă înjură câte unul, știi? Până acum niște ani de zile, cum să zic, educația de acasă, felul meu de a fi, sunt un tip destul de vulcanic, dar nu sunt un tip care să sară la bătaie, ca să zicem așa, e mai mult cu vorba. Bă, da, ajung când îți bagă unii și scot în părinți morți, în mamă, în tată, nu știu ce, nu? Bă, îți vine să-ți mor cu ei de gât, îți vine să-i strângi de gât, înțelegi? După aceea descoperi, dacă ai un pic de răbdare și faci un pic de arheologie în profilul lor, descoperi că sunt o suiu de neterminați din ăștia, niște copii uneori, da, oameni tineri, ei, mulți dintre ei, atenție, nu vreau să o iau ca pe o concluzie, poate doar de etapă, bă, mulți dintre ei sunt din afara țării, trăiesc de niște ani în afara țării și dintr-o dată, când au ajuns acolo, fie că în țară au fost nei ca nimeni, fie că au ajuns mânați de foame până cine știe ce țări, că nu intră în dialoguri din astea polemice de tip înjurătură oameni cu carte multă, nu. Intră de ăștia care s-au dus să faienți ziar, nu că n-ar fi o muncă nobilă, dar dintr-o dată par ei interesați de problemele din România. Bă, și scriu ei și până la urmă, dacă n-au contraargumente la ceea ce tu ai postat, să zicem, îți strântesc o înjurătură. Bă, și am ajuns ca tâmpitul la un moment dat să le răspund și eu cu aceeași monedă. Unor mai temperez, alteori iar zic, bă, nu-i mai bag în seamă, alteori mă enervez. Din punct de vedere, cred că rețelele sociale sunt o nenorocire și unul dintre subiectele pe care le discutăm astăzi legat de rețeaua TikTok, care înțeleg că discută, depun mare eforturi să fie interzisă în anumite țări, că unii zic că ar fi alimentat curente din astea extremiste. Mă rog, discutăm imediat. Vreau însă să facem de la bun început o, zic eu, cuvenită... să punem un cuvenit accent asupra unei întâmplări tragice, adevărat, dar care merită subliniată pentru că e vorba despre un om important, zic eu, chit că, mă rog, ca orice om a avut umbre lumini, a murit Nicolae Manolescu. Și aici vreau să-l rog pe Tavi Hoandră să spunem câteva lucruri despre Nicolae Manolescu. A murit în urmă câteva zile. Nu e o știre nouă, dar n-am găsit contextul să pomenim de dispariția acestui domn din lumea românească. Repet, după 1990, făcând și politică, pentru care n-a avut talent și a și recunoscut-o, de altfel inclusiv la mine într-o emisiune la un moment dat, Nicolae Manolescu a intrat și el în malaxorul vocilor critice. Da? Unii care au uitat că era un bun critic literar, că era un profesor universitar realmente strălucitor și au zis, s-au început să-l înjure pe Manolescu pentru că era în politică. Și asta se întâmplă cam cu toți cei care intră în politică, motiv pentru care minți iluminate ale, chiar ale prezentului nostru ăsta, oricât de cenușiu ar fi prezentul în care trăim astăzi, sunt, li se uită orice fel de merit, literar, artistic, doar pentru că îndrăznesc la un moment dat să facă pasul în politică. Atunci, să ne mai mirăm că ajungem să facem politică în România cu tot soiul de neisprăviți, cu tot soiul de repetenți, cu tot soiul de agramați, cu tot soiul de nei ca nimeni, adunați de pe nu știu unde. Doar ăștia mai îndrăznesc să facă politică pentru că ei n-au nimic de pierdut. Ei n-au de pierdut stimă, respectul concetățenilor sau concitadinilor, dacă, să zicem, candidează pentru primărie. Pentru ei, intrarea în politică este chiar un pas înainte, adică își depășesc condiția mediocră a existenței lor și se avântă într-o lume în care chiar și înjurătura este una, cum să zic, e un soi de diplomă pe care o primesc, e un soi de decorație pe care o primesc. În condițiile astea, spun din nou, am auzit oameni care s-au gândit să-l înjure pe Manolescu la dispariție. Bine, mă, că a făcut politică, că nu era, bă, nu, Manolescu, nu știu ce, cine era, ce și cum, și așa mai departe.
Da, poate că n-a fost un om, personaj politic pe măsura timpurilor când a vrut să facă politică. Poate că nu trebuia să se avânte în viața politică. Dar, bă, anii 90, numai cei care au acum, care n-au trăit perioada aia, nu-și aduc aminte că și dacă aveai 14 ani în 89, cum eram eu, bă, îți venea să faci politică. Era o chestie din asta, o efervescență extraordinară. Părea că salvarea noastră din marazmul care a însemnat perioada comunistă vine prin implicarea tuturor în ceea ce înseamnă bătălia politică. Te înscriai în momentul ăla într-un partid, dacă îl simpatizai pe Iliescu, toți migrau și se înscriau în FSN. Dacă erai împotriva lui Iliescu, care reprezenta trecutul odiosul trecut comunist, te înscriai în PNC, te înscriai în PNL, că ăstea erau în mare vogă la acel moment, și mai târziu te înscriai, să zicem, chiar în PAC, Partidul Alianței Civice. Nu, cine își mai aduce aminte? Pe care l-a condus chiar la un moment dat Nicolae Manolescu. Tavi, ai un cuvânt de spus sau vrei să trecem la lucrurile mundane? Da, adică să ierte Dumnezeu, nu? A fost un mare critic atunci când era nevoie de el, înainte de 89, da, și când a protejat literatura română de tot felul de forme de viață care își imaginau că scriu. După 89 a fost cucerit și de morbul ăsta al adulației, îi plăcea să fie adulat. Critica literară a început să nu mai semne nimic, acum să criticii literari se adună și se laudă între ei, dar nu mai contează. Cum orice poate să scrie ce vrea el și piața face regulile. Înainte, critica literară făcea regulile și Manolescu chiar era un nume. Așa că mie mi se pare că trebuie să-i aducem un omagiu pentru tot ce... Latura politică nu cred că va rămâne consemnată în istoria țării, doar ca prezență și într-un partid. Dar ca critic literar, că mă enervează ăștia care zic ca și critic, da, bă, toți politicienii mari de vârf, bă, greșesc, bă, într-un flagrant și se face scârbă. Eu ca și politician, eu ca și... La mea. Deci, Nicolae Manolescu a fost un stâlp al literaturii române în timpul lui Ceaușescu. A avut suficient curaj încât să impună pe piața literelor oameni care scriau și împotriva curentului. Eu, nefiind membru al Uniunii Scriitorilor, și nici am moderat de-a lungul timpului, Bogdan știe, cu ambele tabere, când a fost schisma aia cu Uniunea Scriitorilor, da. N-am fost de nicio parte, am încercat să nu fiu de nicio parte. Și aia a fost o mare prostie, el n-ar fi trebuit să se bage în poveste, a pierdut timp. Da, n-ar fi trebuit, dar nu îi plăcea, da, asta era... Timp prețios din viața lui ca personaj, mă rog, ca mulți. Nu, dar i s-au ridicat omagii, s-au publicat cărți omagiale, bă, frate. Deci, da, nu asta trebuie să reținem, ci că a fost un stâlp al criticii literare atunci când ea conta. Acum nu mai contează. Acum, dacă piața te validează și aici, eu spun din experiența mea, am publicat la Paris 4 cărți în edituri care habar n-aveau cine e Tavi Ioan de la Cluj, un pârlit, acolo un forum de 15 oameni ridicau mâna să se publice sau nu. Deci asta e. La timpul cât el a fost, să-i aducem un omagiu că a făcut ceva pentru literatura română. Bogdan Comaroni, crezi că, așa, făcând o istorie contrafactuală, crezi că totuși ar fi fost posibilă o elită conducătoare în anii 90 alcătuită din oameni de calibrul lui Nicolae Manolescu, sau ăștia erau total defazați de ceea ce presupunea, hai să zicem, efervescența acelor timpuri și erau prea naivi ca să înțeleagă de fapt ce înseamnă bătălia politică? Bine, s-a și încercat o mișcare de-asta elitistă care a venit prin Nicolae Manolescu, erau atunci prin Liceanu, prin mai mulți, Ana Blandiana, deci din zona culturii să vină către politică.
Firește că ei n-au avut o experiență politică reală, erau doar în faza în care reprezentau un fel de dizidență, cum a zis și Tavi, deși aveau până la un moment dat sau parte din ei au avut funcții în regimul comunist, și dar reprezentau niște valori. Deci erau, ca să spun așa, un fel de pseudo-dizidenți, adică de pildă Veni Manolescu, Ana Blandian a fost până la un moment dat în zona simpatiei regimului față de ea, după aia a avut momentele de opoziție, le știe toată lumea. Un alt pseudo-dizident era Pleșu, sau veneau din pozițiile astea, am dat niște exemple așa ca să înțeleagă lumea la cine mă refer. Dar pe de altă parte, cei care au acaparat curentul ăsta puternic și au dus, mergeau pe linia totalitară anterioară, adică prin Vadim Tudor, prin Adrian Păunescu, chiar Fănuș Barbu, Fănuș Neagu, deci până și Fănuș Neagu, Eugen Barbu, deci ăștia s-au dus către pe linia pe care ei merseseră și anterior, iar cei care erau într-o pseudo-dizidență s-au structurat și la un moment dat s-au coagulat în jurul Alianței Civice, știm mai departe, cu pe lângă partide, pe NCCD, pe lângă partidele istorice, au și ajuns într-un fel la putere atunci prin Emil Constantinescu, dar într-un regim care spun că era pseudo-democrat și cu o pseudo-libertate independență, pentru că niciunul dintre ei nu era curat ca lacrima, adică până și Constantinescu era, nu că era membru de partid, dar și fost șef de partid acolo la universitate, toți da. Aveau în spate niște legături care la un moment dat păreau firești, adică bineînțeles că ei mereu și spuneau, domne, nu se putea trăi pe vremea aia sau să începi să faci ceva sau să publici cărți, sau să... ceea ce era de înțeles pentru noi care venim de acolo. Dar ce vreau eu să spun, să le leg pe amândouă, că vis-a-vis de Nicolae Manolescu, și eu ca și Tavi am reținere, adică am o chestiune față de valoarea lui ca și critic literar care este certă, asta nu îi se poate lua meseria lui, dar am aceeași chestiune vis-a-vis de faptul că i-a plăcut să fie adulat și doi la mână că s-a cocoțat în fruntea Uniunii, că a ajuns acolo pe merite la un moment dat, în regulă, dar nu a vrut să părăsească și a creat niște găști, niște tot, și la un moment dat din această chestiune de care voi ați vorbit despre schismă și despre ce s-a întâmplat atunci, deci sunt taberele, sunt împărțite și o mare parte îi se e din pricina lui Manolescu, deci nu că îi se datorează, ci e din pricina lui Manolescu. Dar ca să închei toată faza asta și de la cei plecat cu rețelele sociale, chestiunea în sine este că anterior sau până la... vis-a-vis de ce spuneai tu și cu înjurăturile, vis-a-vis de tine, înjurăturile față de Manolescu, și spun și de înjurăturile pe care le primesc și eu, pentru că și eu primesc foarte multe înjurături. Tavi e ferit că el nu are cont. Stai că nu ți-am dat cu... Mă, dar vreau să completez. De suntem, nu suntem la Uniunea Scriitorilor aici. Fii atent. Sunt la Uniunea Scriitorilor, eu n-am membru. Deci ideea în sine e foarte bine că n-are cont. Eu îmi țin un cont în care intru foarte, foarte rar, pentru că nu mă interesează ce scriu unii și alții. Chiar nu mă interesează. Mă interesează din punct de vedere profesional. De pildă, Tavin are cont, dar alții au. Uite, tu ai. Sau alții care au ceva chiar de spus și atunci mă interesează și intru foarte rar, văd ce spun oamenii ăștia, eu nu mă exprim, deci nu scriu nimic, nu mă interesează de ani de zile să mai mă exprim pe Facebook sau în alte domenii. De ce? Pentru că, și aici nu vreau să se pornească, să creadă că pornesc de la mine sau ce îmi închipui eu că sunt sau ce legătură am. Ideea în sine e că noi am fost crescuți și educați să avem o scară de valori. Asta leagă și ce spuneai tu de elite, leagă și... Și pe această scară de valori, erau, evident, erau aliniate exact după valoare. Deci valori, adică oameni de cultură, oameni străluciți, oameni de o inteligență deosebită, oameni care au creat... Da.
Da, repere, dar am vrut să dau, să fi intru mai în amănunt, să, Da. știi de ce? Pentru că nouă ni se pare normal, dar să știi că unora nu ni se pare, adică nu. E, toate, după de vreo 10-15 ani încoace, și eu spun că asta a fost de dorit, adică s-a dorit acest lucru, este că toate aceste valori au fost anulate, deci nu a mai existat o scară de valori și pur și simplu s-a dat impresia că oricine, oricât de tâmpit, agramat, analfabet și orice ai fi, te poți adresa odată de la egal la egal, față de oricine sau orice valoare sau orice om care a studiat, a analizat, care chiar are o valoare dată de inteligență, de un dat în sine. Deci nu vorbim de o democrație și o uniformizare comunistă, pentru că asta e o noțiune comunistă în care toată lumea e egală, toată lumea e la fel, trebuie anulată și orice chestie de inteligență, de creativitate, de tot, pentru că toată lumea este egală. Nu este toată lumea egală, Dumnezeu nu ne-a creat pe toți egali, nu ne-a uniformizat, nu ne-a făcut la fel nici la înfățișare, nici ca inteligență, nici măcar ca traiect în viață. Și atunci toate aceste chestiuni care au fost după mine controlate în România, deci ți-am spus tot timpul, tabloidizare, manelizare, imbecilizare, presa să fie distrusă, tot ce putea fi, educația să fie distrusă. Deci educația în România cred că a suferit cele mai mari traume. Deci aduți aminte câți miniștri s-au perindat și fiecare venea cu câte o tâmpenie. Deci s-a ajuns într-o situație care pentru noi, chiar pe vremea comunismului, era inimaginabilă. Deci aduți aminte că până prin 2000, 2000 și ceva, când încă se mai făcea educația veche, nimănui, absolut nimănui nu era frică de bac. Bacul era ceva așa, ca o formalitate, și nu pentru că era o formalitate în sine, ci pentru că chiar toată lumea avea pregătirea necesară, suficientă, deci cum e în matematic, se zice, o condiție necesară și suficientă, de a trece bacul. De la 5 în sus, dar erau foarte puțini cei, sau cei care picau bacul, erau așa, nu știu, nici nu știu câți existau la nivelul țării. Acum, ca dovadă de imbecilizare, tabloidizare, manelizare, este că bacul a ajuns să fie o chestie legată de performanță în învățământ și nu numai asta, dar și de, ai observat în ultima vreme, de cerințe prin care vin studenții, vin elevii cu tot și dezbat și discută și cer această încă o simplificare a învățământului. Deci de la noi, Păi să când învețăm bacul doar se va atâta de... trebuie să învețăm, să dea cu tuș, cu tibișirul, ca așa, să pună ștampila așa, pac, să pună cu amprenta și cu asta, basta, aia să fie semnătura. Ce rahat a De, fost și aici, abuzul aici are răsturnarea piramidei, că cu ăla. Da. asta chiar închei, că am Te rog, ca vorbit să-i dăm mult cuvântul lui Tavi. și îmi reproșează, văd, multă lume și scrie că vorbesc foarte mult. O să caut să vorbesc din ce în ce mai puțin. E o răsturnare a piramidei. Deci, dacă te uiți, adică pe vremea noastră bacul lua toată lumea și era Da. o condiție necesară și suficientă, repet, că te duci în viață, că ai o cultură generală, că ești mult mai bine pregătit și că poți Da, da. purta dialoguri și că te pricepi funcție de ce ai absolvit în liceu. După care, valoarea în continuare era dată de facultate, care au facultate de stat și care admiterea era grea, după aia studia, erau cu toate. Acum este invers, adică facultate face toată lumea, dar bacul iau cât mai puțin. Adică e un paradox absolut. Deci, Corect. o paletă imensă de facultăți, de la alea private, la alea nerecunoscute, la orice. Deci toată lumea are, nu numai care facultate. Deci toată lumea are masterat, Dar și în doctorat, unii condițiile 3-4. astea, suntem încă pe un loc foarte jos în topul țărilor din Uniunea Europeană ca număr de absolvenți de facultate. Tavi, vreau Și să. de cititori, mă. Păi la noi nu se citește. Că de Da, și nu fapt... se citește nicăieri. Ascultă-mă, m-am Ba putut. da, ia uite-te la statistici, cât se citește în Germania, câți cumpără cărți. Păi nu suntem vai de capul, nu suntem pe Cumpăratul de nicăieri. cărți nu se traduce automat în citit. Mulți le folosesc ca element de antifonare pentru camerele în care ascultă muzică. Am văzut eu chestia. Tavi, fii atent. A remarcat Ion Cristoiu o chestie senzațională. Vreau și eu să o punctez atât în dialogul ăsta, după care te chem la noastră și te las să comentezi chestia asta dacă vrei să comentezi. Bă,
Cristoiu semnalează un lucru care e într-adevăr extraordinar. În urmă cu niște ani de zile, nu neapărat foarte mulți, deci nu vă închipuiți că mergem în perioada interbelică neapărat, putem să mergem și în anii 60, 70, chiar 80, chiar și 90, da? Când terminai o facultate, da? Erai mândrul absolvent al unei promoții care l-a avut ca mentor pe Cutare. Și începea, băi, eu am făcut drept constituțional cu profesorul, nu știu, Iorgovan, ar fi zis unii la un moment dat, apropo de anii 90, da? Sau unii ziceau, domnule, eu am făcut, nu știu, medicina ochiului cu nu știu ce mare pe profesor universitar, cu tare, nu știu ce. Alții, am făcut matematică, bă, da, eu sunt din generația care a terminat cu nu știu care. Deci fiecare universitate, de fapt fiecare facultate, avea la un moment dat un reper. Apropo de ceea ce înseamnă vârful catedrei, da? Bă, e profesorul ăla, sau mai avea un, nu numai unul, erau facultăți care aveau mai multe. Deci erau, generațiile se puteau mândri că au avut pe cine să asculte de la catedră, predându-le o anumită materie. Bă, astăzi, la ora la care discutăm, odată cu dispariția acestor oameni bine mobilați intelectual, precum Manolescu și alții, nu, întreabă-l acum pe unul de la un moment dat care termină o facultate. De ce vreți voi? De medicină, de drept, dacă vreți, nicio problemă, de drept, da? Să zic așa, bă, eu am făcut facultatea de drept și la drept comercial l-am avut profesor, sunt din generațiile alea care l-au prins la catedră pe Cutăriscu. Bă, cine ați prins, mă, la catedră? Uitați-vă la cine sunt cei care, că apropo de ce vorbeam, de tembelizare, de manelizare. Deci, pe cine să spui? L-ai avut la SNSPA pe cine, mă? Să zic că, domne, eu sunt în generația lui Pricopie de la SNSP. Lui Pieleanu, mă. Am făcut sociologie cu Marius Pieleanu la Cutare, la nu știu ce. Bă, fraților, păi ce zici? Ori Andrei Oțetea, ori Pieleanu, tot pe acolo, nu? Vor veni și vor zice, am făcut jurnalistică cu Emilia Șercan. Mamă, pe bune! Păi, Robert, eu veneam de la Tălmaciu Sibiu, schimbam trenul la Sibiu, după aia la Copșa Mică și veneam să ascult cursurile lui Zaciu și să mă întâlnesc cu Marino. Dar bine, este un privilegiu că printr-o conjunctură i-am cunoscut pe oamenii ăștia. Dar cum n-ai de s-a ajuns? Tu ai explicație, Tavi, înțelegi? Cum de s-a ajuns la această lipsă de repere? E aceeași cu răspunsul la prima chestie cu care ai început. Păi există un zid care te poate proteja. Ăla sunt cărțile. Deci dacă ai renunțat și în jurul tău nu mai sunt cărți pe care poți să pui mâna să te ții de ele, bă, ai cambelit-o. Deci dacă te duci la rețelele de socializare, întotdeauna lucrurile facile nu îți dau nimic bun. Deci dacă te duci la facil, sigur, cartea și contactul cu modelele pe care le emană cărțile, de fapt, băi, e greu, nu-i comod. Că trebuie să încerci să te ridici, ăla îți dă o mână, îți dă un deget, dar nu-ți dă toată mâna. Ca Dumnezeu, nu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Bă, ce mare dreptate ai, da, cu chestia asta, da. Deci, da. Bă, trebuie să faci tu ceva să te urci la nivelul lui, că el nu o să coboare cum nici noi nu trebuie să coborâm și nu trebuie să intrăm și să răspundem mitocanului, pentru că nu poți să cobori un discurs la care tu ai ajuns muncind la nivelul lui și să te înjuri cu el. Ai dreptate. Acum cu TikTok sunt împotrivă, că am auzit că pe TikTok sunt foarte multe cititoare și dacă vreau să povestesc ce o întâmplare din familie, ca să spunem așa. O să-mi fac și eu TikTok pentru cititoare, neapărat. Da. Acum, de mă bate la cap de luni de zile nevastă mea că s-au tot adunat cărți și știți că nu mai e loc în bibliotecă și am inventat, eu am făcut și niște rafturi și niște chestii și la un moment dat încep să le pui unele peste altele și se adună. Bă, pe acolo și nevastă mea ce la un moment dat, bă, trebuie să facem ceva, hai să găsim o formulă să punem cărțile astea pe niște rafturi undeva, că ce, nici tu nu le mai găsești, adevărul că ajuns să cumpăr și câte două exemplare dintr-un volum pentru că nu mai știam unde sunt, da? Așa se întâmplă. După oamenii, cred că sunt mulți care știu cum stă treaba asta. Și nevasta... Da, eu am rezolvat. Eu le zic, bă, care vin după cărți. Zic, bă, o am, asta e sigur? Bă, dar caut-o, tată. Da. Că nu știu. Da, mă, știu. Dar ideea așa că... Și știi ce am făcut, mă? Ca să vezi cum e... Bă, până la urmă, tot cu cărțile rămânem. Am vreo, am niște rafturi pe care s-au adunat de-a lungul anilor CD-uri și într-o parte a camerei de ascultat muzică, să zicem așa, living-ului, unde se ascultă muzică, sunt CD-urile cu jazz la care n-am să renunț până mor, cred că vreau să mă îngroape cu ele, asta este. Și eu am peste 200 de CD-uri. Da, la mine deja trecem de 1000, dar mă rog, nu asta e ideea. Păi băi, dar tu ești...
Și în partea ilaltă, multe CD-uri cu muzică rock și alte genuri și nu știu ce. Și la un moment dat, pentru că din ce în ce mai des, din lene, din cutare, știu ce, suntem cu toții cu chestia aia, cu Hey Siri, Play, nu știu ce, sau Hey Google și îți cântă câte o boxă de-asta pe-n casă, că nu mai ai timp să pună bași CD-ul, la aia cu jazz-ul e altceva bun, dar... Am scos, bă, astea, CD-urile astea neapărat cu muzică rock, cu nu știu ce, cu una alta, le-am băgat în niște cutii și dintr-o dată s-a făcut spațiu, mult spațiu pentru cărțile care au încă. Bă, deci, cumva, tot la cărți te întorci și alea rămân pe rafturi. Tot ce înseamnă la un moment dat, aduți partea aia mai de biți și de 0-1 și de nu știu ce, alea ajung în cutii înaintea cărților, bă, în mod extraordinar. Mi s-a părut foarte mișto. Păi, frate, da. Aduți aminte și aduceți-vă aminte cu toți înainte de 89. Dacă nu știai să vorbești despre cărți, despre ce era Pavese, Moromeții, erai Preda, nu puteai nimic care era cel mai greu. Deci, să știi, în restul mai trecut, dar asta nu puteai, bă, nu te băga nicio gagică în seamă. Bă, nici eu... acum nu prinzi nimic, tavi, spune că le sperii, dacă vorbi toate că te apuci și le vorbești despre cărți, să duci la erau aici. Interesate, erau cenacluri, vorbeam la cafea, dacă nu știai nimic, nu te băga nicio gagică în seamă. Punct. Da. Am citit o știre pe care vă propun să începem să comentăm și rog pe Bogdan să intrăm în treaba asta. E de ultima oră, ca să zicem așa. Ungaria a descoperit un zăcământ uriaș de aur, atenție, da? În munții, nu mă puneți acum să-i pronunț, Borjonii din nordul țării, un zăcământ de aur și argint de aproape 1000 de tone, comparabil cu cel de la Rusia Montală. Valoarea acestui total zăcământ ar fi de 59 de miliarde de euro și guvernul de la Budapesta intenționează să organizeze o licitație internațională pentru exploatarea bogăției. Extragerea aurului se va face prin spălare, nu cianurare, anunță oficialii. Mă rog, ideea este că ăștia încep să exploateze aurul. Da? Ăștia vor și face, ceea ce noi n-am făcut. Cred că vor și face, asta este ideea. Și întrebarea este, eu revin la această chestie, am înțeles, bun, s-a terminat asta cu Roșia Montană, cu ce. Bă, dar noi nu începem și noi să exploatăm niște lucruri de până această țară, că avem niște rezerve, nu numai de aur, argint, de metale rare, de, da? Adică n-am putea să intrăm și noi în această competiție globală. Vă reamintesc că la ora asta, apropo de tot ceea ce înseamnă zăcăminte, e o competiție enormă, mai ales când vine vorba de metale rare, de inclusiv aur, argint, sigur că da, pentru că este cerere în piață, e cerere masivă Mă, Robert, dar noi suntem o colonie, mă, nu noi luăm hotărârile. Îi las pe Bogdan. Hai, mă, dă-o-n-ai bine, nu știu, vreau să știu. Stăpânii noștri, dacă n-ar trebui consider. Adică ăștia îi văd atât de preocupă. Ar râmța astăzi Marcel Ciolac, am și râs naibii la un moment dat, când a zis el, zice, în încheiere, zice, vreau să închid un subiect care a provocat dezbatere publică. Deci ca să vedeți cum arată dezbaterea publică în România. Cel legat de programul magazinelor la sfârșit de săptămână. Din semnale primite de rândul societății, rezultă clar că nu e oportun ca magazinele să fie închise în weekend, a zis Ciolacu. Au închis alții piețe în pandemie și au pus orar la magazine. Nu mai suntem în etapa aceea, a spus Ciolacu. Bă, de societatea românească e preocupată de subiecte din categoria asta. Închidem în weekend sau nu închidem supermarketurile? Bă, dar am văzut pe unul să zică, exploatăm sau nu exploatăm, nu știu, aurul din România pentru a face din această țară o țară super dezvoltată în următorii ani. Da? Uite, un subiect. Au voie. Da. Zi, Bogdan. Te ascultăm. Băi, eu aici am o chestiune. Deci, în mod normal, dacă te-ai luat după ce ar trebui să fie normal, ar trebui ca fiecare guvern, funcție și de momentele economice ale perioadei de timp respective, care pot fi mai faste sau mai nefaste, să decide asupra exploatărilor. Și firește că dogma de aia se cheamă bogățiile solului și subsolului. Știi? Deci multă lume am văzut că apare, vine ce, domne, nu că trebuie să le lăsăm moștenire, să le aibă o generație când au ei nevoie. Păi bă, și noi poate suntem generația aia de care are nevoie, adică... Noi suntem în cel mai mare căcat. În care doi la mână nu înseamnă că exploatezi la un moment dat ceva până la zero sau până la... Este ca și cum ai avea o rezervă undeva și ar trebui să folosești sau nu rezerva în funcție de momentele economiei tale. Și atunci, din diversele chestiuni economice, se poate decide o guvernare, un popor la un moment dat în timp, poate decide dacă se exploateze sau nu acea bogăție care să-i dea
o perioadă de avânci sau să treacă peste o perioadă rea din momentul respectiv istoric. Și din acest punct de vedere, evident că logic ar trebui să exploatezi sau nu, dacă e necesar sau nu, din momentul respectiv al istoriei. Și nu cu tâmpenia asta că trebuie să lăsăm moșteniri. Și de la generație la generație, moșteniri, moșteniri și tot. Păi bun, și atâtea moșteniri de nu mai faci nimic. Bine, Călin zice pe chat, zice, lasă-le în pământ până va fi un guvern care să le scoată pentru țara asta, nu să le dăm degeaba la alții. Are dreptate. Interesant. Aici vreau să spun că așa aș fi spus în continuare, că problema, în schimb, la noi în România, este că toate aceste exploatări, de la gaze, de la petrol, de la aur, de la orice vrei tu, nu se fac pentru poporul român, nu se fac la performanța maximă de valorizare, ci se fac pur și simplu pentru șpagă, pentru ca o serie întreagă de privatizări, cu așa zise caiete de sarcini cu tot măzluite, cu redevențe minime, cu tot, încât guvernele respective care au dat în exploatări sau au privatizat ceva, au luat, ei guvernanții, premierii de atunci împreună cu toată haita aia de miniștri care a contribuit, au luat șpăgi imense, au fost feriți de responsabilitate sau de pur și simplu de nici măcar parchetul nu pe unde a mers sau a cercetat așa zisele privatizări le-a făcut așa doar ca să fie, să nu fie o chestiune, să nu se spună că nu s-au interesat sau dimpotrivă, deci în afară, nu știu, de Codru, Sereză, de câțiva pe acolo, nu, nici nu mai existau în discuție. Marile privatizări de pe vremea Năstase, marile concesiuni sau tâmpenile astea nici nu au fost cercetate. Deci din punctul ăsta de vedere, firește că cel care ți-a scris are dreptate, nici eu nu aș avea încredere, îți spun sincer, eu nu aș avea încredere într-o chestiune legată de guvernarea Ciolacu-Ciucă vis-a-vis de valorificarea performantă a aurului de la Roșia Montană sau a cuprului, pentru că aici aleg și de ce a zis Tavi, noi fiind o colonie, firește că ăștia ajung la situația că nici măcar șpagă nu-și mai au, adică șpaga pentru ei este... Dacă n-au interes, șpaga, nu dau voie. Bă, șpaga pentru ei e de-asta, știi, ca pe vremuri când era unul, nu mai dădea unuia șpagă, doar îl chema la o masă și zicea, stai și tu la o masă acolo. Deci asta, la noi, fiind colonie cu guvernator numit, la noi aici marea șpagă este că îi lasă pe ăștia în funcție sau ce mai fac ei micile găinării și ce fac. Deci mai sunt nici măcar la nivelul Năstase sau găștilor dinainte cu Michi Șpagă, cu toți aia, cu aia care privatizau contra miliarde de dolari la vremea aia. Și atunci, normal, aș zice că, iată, în Ungaria se deschide, deci ce n-ai citit tu ca să înțeleagă toată lumea dacă n-a văzut știrea, este că e un zăcământ estimat pe la 59 de miliarde, deci oarecum e un pic mai mare decât la Roșia Montană, dar la Roșia Montană ponderea aurului și argintului e inversată, deci acolo și mai ales a metalelor rare și altor metale foarte prețioase din care se află împreună cu acel zăcământ. Dar acolo Orban, care iată că se află chiar în momentul ăsta cu descoperirea zăcământului, se află și într-un prim scandal de corupție și cu mii de oameni în stradă care îi cer demisia, nu intrăm în amănunte, cine vrea să se ducă să caute, să vadă ce e cu scandalul lui Orban, dar Orban a anunțat că deschide o licitație internațională făcută de experți și case de licitație specializate, deci nu vin trei băieți de pe la guvern sau patru de ăștia care să iau o șpagă și nu știu ce și să facă, și în baza rezultatelor aceste case de licitații vor alege, da? Vor alege cine anume trebuie să facă exploatarea, el a pus evident condiția să nu fie pe bază de ceanuri, să fie prin spălare, și iar sumele să fie la deci această exploatare să fie valorificată la maxim, pentru că aceste case de licitații cărora te adresezi, intrând în competiții și în reprezentări, primesc comisioane în funcție de valoarea pe care o pot aduce Ungarii. Și atunci
interesul fi maxim și valorificarea acestor zăcăminte este maximă pentru poporul maghiar. Deci dacă s-ar face și la noi această chestiune și nu ar face o ciolacu cu ăștia și ar zice gata, nu știu cui o dăm și ce facem și ce redevențe și să vină aia inclusiv cu astea, ce anurări, că de-aia atunci când a fost discuția respectivă, de-aia au fost și atâtea alte scandaluri care au pornit și ce blocaje s-au dorit. N-are sens să intrăm acum în momente, când am vorbit foarte mult și despre interesele care erau și de la Tăricianu și toate. Deci toți care au venit pe parcurs cu această Roșia Montană și cu interesele și de o parte și de alta, deci practic numai că au dus rând. Din punctul tău de vedere ar trebui să trecem la exploatarea nu știu, poate aurul, argintul, da, ceva, gaze de șis n-am vrut. Aur, argint, nu că cianuri, că nu știu ce am înțeles. Aia cu, nu știu, cum se numesc, care fac curent cuvântul, zi-mă, Manule, că, da? Ce, eoliene, eoliene, nu că păsărica nu știu care. Autostrăzi, nu că ursulețul, gazele din Marea Neagră, nu că stricăm nu știu ce naibii sau nu se poate că nu avem tehnologie. Așa. Deci noi, România, dincolo de... Îl auzim pe Ciolacu de fiecare dată că economia românească duduie, ce stă cel mai bine din Uniunea Europeană. Bă, dar trebuie să creștem taxele, dar trebuie să creștem, să avem mai mulți bani. Și remarca la un moment dat unul dintre cei care ne privesc, a zis, domne, cum dracu de nou ne duduie economia, dar noi creștem taxele. Deci fii atent, Robert, ca să termin rapid de tot, deci firește că sunt de acord, dar cu condițiile astea, ca valorificarea lor să fie la maxim, redevențele să fie la maxim și să le vadă cetățeanul. Adică, cum s-ar vedea astea? Pentru că toată lumea ce, și am văzut sintagme astea, ne-am vândut țara, ne-am vândut zecăminte, ne-am știut. Nu, pe cum se face? Adică ce obține? Uite, dăm tot Ungaria în... Deci ce obține Ungaria? Deci odată obține un profit maxim din punerea la dispoziție a exploatărilor, redevențelor și toate astea, banii intră în buget din acele fonduri care sunt vizibile pentru toți cetățenii, intră și se duc către investiții pe care le văd cetățenii, conduc la scăderi de prețuri, la bunăstare. Ori noi asta, cu asta aș fi vrut să și închei ce vreau să spun înainte, noi niciodată prin ceea ce am încercat sau am dus sau am exploatat, pe lângă că am făcut din motive unele geostrategice, politice de intrare în NATO, UE și alte tâmpenii și cu redevențe minime, cetățeanul nostru nu a văzut niciodată nimic, nu a avut nicio transparență și nu a avut acces la nimic. Îți dau un exemplu cel mai rapid, inclusiv la nu neapărat la exploatări sau asta. De ce nu a văzut, dacă ți-aduce aminte, pe vremea lui Eugen Nicolaescu, parcă chema pe ăla, era la sănătate, se introdusese, poate mă înșel, dar nu cred, taxa de viciu, da? În care s-a spus că se vor lua și că la băuturi alcoolice și țigări se măresc prețurile și se bagă o taxă de viciu, ca să se facă spitale, să fie nu știu ce, ca ăștia domne care fumează și care beau și care își asumă acest fapt, să contribuie la sănătatea lor ulterioară, când se vor îmbolnăvi și nu să-i pună pe ceilalți din țară să-i trateze. Bun, nimeni niciodată, deci taxa asta se ia și astăzi, de-aia vreau să-ți spun, se ia și astăzi, deci de prin 2011-2012, cred ceva de genul ăsta, atunci a fost ăsta, deci sunt 13-14 ani, ceva de genul ăsta, nimeni nu a văzut nici spitale, n-a văzut. Așa nimeni n-a văzut de la redevențe, exploatări sau tot ce s-a luat în România, nu au văzut banii unde s-au dus, ce s-a întâmplat cu ei și cum s-au întors în folosul cetățeanului, exact cum trebuia acea taxă de viciu să se întoarcă în folosul viciaților. Uite, Tavi, spre exemplu, am fost acolo. Am trimis ceva. O să mă uit. Am trimis ceva. Știți că există o țară numită Norvegia, care exploatează petrol din Marea Nordului, petrol și gaze, și a făcut, ca să înțelegem cum funcționează la alții, au zis, bă, poate că ăștia de azi, da, bă, nu merită să atingă de banii pe care îi câștigăm noi norvegienii din exploatarea acestor resurse de petrol și gaze. Atunci au creat un fond, se numește Fondul Suveran al Norvegiei. Este un fond de multe miliarde de dolari la ora actuală. Ca să înțelegeți, în fiecare an are, de când a fost creat, valoarea fondului a crescut cu 8,9 miliarde de dolari de la an la an. Și asta în ciuda unor pierderi record de 164 de miliarde de dolari în 2022. Dar oricum este cel mai mare fond. A investit în peste 9.000 de companii din 70 de țări. Deci norvegienii au zis, bă,
nu luăm banii să-i cheltuiască pe pensii și salarii ciolacilor, da, sau ciucilor. A zis, bă, îi punem într-un fond și creăm plus valoare pentru generațiile care vin. Deci dacă exploatăm aurul de la Roșia Montană sau rezervele de gaz de șist, dacă am dat drumul la astfel de chestii, sau sare, sau ce mai are țara asta ca bogății, ar trebui să avem un băiat deștept care să zică la un dat, am zis, mă, știți ceva? Hai să facem noi un fond suveran al României, mă. Pentru cine, mă? Pentru fata lui Turcescu care are 8 ani jumate acum, pentru fata lui Popescu care are 7 ani acum, pentru fata care se va naște a lui Georgescu care o să aibă 20 de ani în 2044. Da, mă, Robert, da. Așa. Plecăm de la o chestie total greșită. Cum se numește fondul ăla? Fondul suveran. Suveran. Ah, da, mai dreptate. Deci, noi suntem niște băieți în lesă și... orice chestie care dovedește ceva suveranitate, imediat trage de lesă, pentru că pe mulți îi deranjează dacă noi am scoate și am devenit independenți și n-am mai stat cu mâna întinsă după PNRR, de exemplu, și ne-am băgat picioarele în PNRR-ul lor. Deși ți-am trimis un act. Marile concesiuni ale OMV, acum câteva luni, au fost date, dar printr-o anexă secretă. Cum dracu spune-mi și mie de ce avem noi nevoie de secret când ăsta se presupune că este bunul tuturor oamenilor. De ce niște băieți pe care ei acolo în anexă semnează în secret niște concesiuni? Păi băieții cu, adică s-a hotărât mai sus de România că OMV-ul trebuie luat României și dat prin chestiuni secrete. Da, stai puțin, documentul ăsta e pe bune? Măi, pe bune, dar nu știu dacă am putea să arătăm sau nu. Ți l-am dat ca să vezi ce... Pentru că scrie aici, acestea nu se publică fiind clasificate potrivit legii. Da, da, e ok. Dacă ne asumăm, ne asumăm. Dacă nu, nu. Uh-huh. Eu l-am primit și eu de pe o adresă de... Se aprobă, spune actul adițional numărul 5, la acordul de concesiune a unor perimete de exploatare, dezvoltare și explorare petrolieră, aprobat așa, și Societatea Națională a Petromului, care face parte integrală, da... Actul adițional numărul 5 la acordul de concesiune intră în vigoare la data publicării. Deci, spune încă o dată ce face acest document. Mărește, practic, perimetrele de exploatare, nu? Pentru OMV. Pentru OMV. Prim-ministru semnează Ciolacu, contrasemnează Mircea Brudean, care e secretar general al Guvernului, Alexandru Mihai Ghiu, care e șeful Cancelarii Primului Ministru, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Alexandru Petrescu, Burduja, care e la ASF acum, și Mircea Feche, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Bravo, mă, la mai mare. Asta este. Dați-mă tot, dă-le măsa, mă. Deci, micile chestii cu, da, bă, de zeci de ani, apele minerale sunt date șmecherește. Da. Alea sunt mici. Da. Aia au zis marii noștri să pune, bă, dați-le să faceți și voi un ban, dați-vă, drag. Dați apele, că nu zice nimeni nimic. Dar când vine vorba despre aur, când vine vorba despre petrol, deja trebuie să spună ceea ce ungurul nu zice. Ungurul zice, bă, ia la lumină tot, bă, frate. Ce atâta anexe secrete și... La lumină, tată. Faceți licitație. Bă, la noi nu o să vezi niciodată pentru că nu avem voie. Pentru că toată clientela politică a lui Ciolacu și a lui Ciucă, toți nemernici ăștia cărora le scoți virgula dintre subiect și predicat și alți, păi băi, Germania dă afară de la stat, care are mai puțini angajați la stat ca noi. Noi am, din momentul în care s-a hotărât să mărim taxele, bă, Ciolacu a mai angajat 15.000 de oameni la stat. Bă. Păi cum să nu fie, bă, cum să n-aibă nevoie de... Asta-i lesa. Asta-i lesa. Atâta poate face. Ce, bă, nu, bă, nu. Ce aur îți trebuie? Ia pune birul pe necăjiți. Aici, în momentul... Da. Nu știu, Iohannis, eu nu am niciun fel de... Ne auzi, Tavi? Ești ok? Da, bun, aud. E regulă. Hai să trecem la acest subiect care mi se pare foarte incert. Hai, mă, să văd ce a făcut Iohannis. Zi, ce? Nu știu ce... Zi, mă, că te auzim, eu te aud. Nu, Bogdan, ai zis tu ceva? De Iohannis. Uite, vezi? Așa. Zi. Da, zic de Iohannis, despre faptul că într-adevăr, cum a zis Tavi, de Ciolacu și Ciucă și toți ăștia care sunt tot așa puși,
Dar uită-te și la Iohannis, care după ce a vândut țara, că mă aduc aminte cum trata el cu ăștia de la OMV direct la Cotroceni, că mi-am adus aminte și chiar mă enervez vis-a-vis de treaba asta cu Tavi, ce a zis el. Deci el trata cu șefii OMV-ului direct la Cotroceni în momentul în care se discuta cu Schengen. Deci și care Iohannis acum vrea funcție mare ca să ajungă șeful apărării Europei în sine. Deci tot acest lanț, practic... Dar eu nu m-am referit la nume. M-am referit că, în general, că țara noastră este captivă. Noi nu mai avem ce au norvegenii. Deci era suveranitate. Noi ne-am pierdut-o, vorbim degeaba, totul e deja hotărât. Păi da, Tavi, dar problema e dacă dacă lumea înțelege în continuare în ce situație ne aflăm. Înțelege, eu cred că înțelege de mult. Pentru că, fii atent, eu nu cred că înțelege, pentru că situația e de vreo 100 de ani, de pildă, că dacă pleci de la Goga, care tu acum câteva emisiuni, tocmai, sau data trecută când am vorbit cu Roșia Montana, Corea, Goga, da, spunea, munții noștri au poartă, noi cerșini din poartă în poartă. Deci încă de atunci era această problemă cu Austro-Ungaria și tot ce era. Ai dreptate. Acum, de fapt, Europa își încearcă să-și refacă imperiile, ceea ce e vis. S-a scris, mă rog, nu se spune oficial, dar chestiunea asta la noi a început toată cu domniile Fanariote, mă. Deci așa eu era. Eu îți mai spun ceva, Tavi, fii atent. Vom avea emisiuni, ascultă-mă pe mine, vom avea emisiuni dacă vom la avea, un moment dat. Dacă ne mai lasă ăștia cu cenzura, cu tot, în care, fii atent, vom discuta ce o spun eu acum. Când lumea va afla câți bani are de fapt Iohannis și cât i-au revenit în conturi pentru această trădare și tăcere și tot ce a făcut el și unde s-a dus și a stat ca mutu, că așa lumea îl vede, a stat ca mutu că a făcut, n-a stat bă ca mutu. I-au mers astea în conturi, adică de la un om care vindea copii, care făcea adopții, care lucra cu case, cu tot, lumea crede că e un mutălău și care nu știe despre ce e vorba. Știe foarte bine și vă spun de acum, când vom discuta despre, vom avea, spun eu, mi-asum eu ca jurnalist de investigație. Păi, sunt, dar țărâni totuși niște probe, niște conturi. Că da, o să vin și cu probe și asta și dar o să le discutăm. Nu trebuie să vii, că asta e o chestie națională. Și o să le discutăm în emisiuni. Deci o să vezi că ce am discutat despre Năstase sau despre astea, o să fie vorba aia, cum zic ăștia pe Facebook, pistol cu capse. Față, deci când o să vadă lumea ce a făcut mutălău. Așa e, dar astea dacă există și dacă e așa, uite și în cazul Năstase. Există. Ascultă-mă. Nici în cazul Năstase. Și știi cum există? Atât ați mai spune, există, sunt pe fir, să vezi și le poți vedea la capete, adică acolo unde deci apare chestia. Deci în cazul Năstase, care era autorul acestei mizerii cu OMV-ul, cu Petrom, practic. Da. Distrus toată, bă, nu s-a putut demonstra niciodată că el personal a luat de undeva niște bani în cont. Sunt niște peticii de grădină și cu aia nu e o demonstrație. Și probabil că astfel de chestii nu se vor releva niciodată, că sunt prea mulți care le acoperă. Tocmai pentru că au tot interesul și aici și la stăpâni. Și la sclavi și la stăpâni. Deci Doamne ajută! Numai că, uite, toată Europa este cucerită și este infiltrată cu neomarxismul ăsta care nu mai dă voie la nimic. Mâine, poi mâine, uite, băi, ce prostie să spui că să ne interziști TikTok-ul pentru că alt partid este bine reprezentat pe TikTok. Bă, da, am nebunit, mă. Deci noi facem din rău un mai rău. Bă, sigur e periculos pentru copii, pentru dar să-mi spui tu în față că TikTok-ul este al lui Șoșoacă și al lui Simion și de-aia trebuie interzis. Pardon? Păi ăsta e rolul opoziției, mă, faceți-vă și voi un TikTok, mergeți pe altă chestie. Nu asta e soluția. Și atunci, și lumea nu protestează, lumea tace. Dar ai atins cea mai dureroasă chestiune. Ai băgat degetul în rană și ai făcut așa. Băi, oile, mă, nu scoate nimeni niciun cuvânt, mă. Bă, niciun cuvânt. Înțelegi? Deci dacă azi TikTok-ul, ok, au zis că e cu China. Mâine o să interzică, nu știu, platforma orice. Trump, că e cu Trump. Păi mâine o să introducă o cenzură pe anumite site-uri, că o să ni se spună, bă, alea n-aveți voie să le accesați, întrucât sunt, nu știu, niște site-uri care nu corespund adevărului oficial. Da?
După aceea vor interzice niște canale de YouTube și vor spune, nu erau bune, uite, se întâmplă chestia asta, niște televiziuni, da? Pentru că acolo sunt emisiuni care, nu știu, nu sunt pe linia oficială. Nu scoate, mă, nimeni niciun cuvânt, mă. Băi, e o lume de oi, mă. Despre asta e vorba până la urmă. Da. Așa că TikTok odată interzis, deși vorbim despre, cred că sunt la nivel de miliarde de utilizatori, dacă ne uităm așa în lume, în chestia asta adunate. Hai, poftim, pune sute de milioane, dacă nu sunt miliarde. Dai seama câte cititoare sunt pe TikTok. Da, vezi că ai un comentariu, trebuie să te uiți în comentariile. Nu mă uit niciodată. Ar trebui să te uiți, pentru că e o doamnă care spune, zice, sunt o cititoare, domnul Tavu, mi aveți cărți? Deci tu mare grijă că... Am cărți. Așa, cu chipul cărți, tău de satir bătrân, reușesc să farmeci... Bă, asta, auzi, asta e tot ce mă... Asta e între glumă și serios, dar faptul că eu nu fac altceva decât să recomand oamenilor să se reapropie de cărți, mă. Nu există niciun zid mai puternic împotriva prostiei, a imbecilității și a distrugerii democrației decât cărțile. De asta în 451 de grade Fahrenheit acolo erau ăștia lui Arafat, erau puși să ardă cărțile. Intrau în case, luau cărțile. Pentru că de asta e frică tuturor, mă, cu ești mai puternic dacă ești înconjurat de cărți citite. Așa că și cititoarele și cititorii să le dea Dumnezeu bine și să continue și să spună și altora. Da. Scuză-mă, zi, Bogdan. Bă, e bine că asta e tot ce mai ai citit, Avi, cărțile. Hai. Dar nici nu-mi doresc altceva. Da. Eu nu-mi doresc altceva. La ideea de cititoare mă refer, mă. Lasă-mă, că aia eu mă descurc eu. Ne fi nici depășim acest moment, totuși, de respect față de domnule. Ne fi nici insurat ca alții, bănuiesc că mi-e un pic mai ușor. O să vezi tu când ți se întoarce foaia. Lasă că mi se întoarce. Mi-a trimis nici Necker un mesaj în care mi-arată și el ceea ce tot spun de o mie de ori, că e un site pe care l-au creat unii care, folosindu-se de imaginea mea, îndeamnă lumea să facă niște investiții țeapă. Robert Turcescu, dat în judecată Banca României pentru comentariile pe care le-a făcut la emisiune în direct, aceeași veche... Băi, deci oameni buni, mai spun încă o dată. Oriunde vedeți vreo chestie asta în care chipurile v-aș îndemna eu să faceți nu știu ce fel de investiții, în care să spune că am câștigat milioane investind în nu știu ce fond și așa mai departe, nu credeți o iotă, sunt niște fake-uri ordinare. Mă, dar zi tu acum, dă tu contul direct ca să nu mai fie. Asta zic. Bă, oriunde vedeți aceste astea, trimiteți bani la contul numărului IBAN. Nu trimiteți, bă, niciun bani, stați naibii potoliți, că eu... Bă, să ai nevoie cu mașina aia electrică. E o lume plină de scroci, mă, e o lume plină de... E ceva de speriat. Bă, dar eu sunt, apropo de chestia asta, dacă tot am ajuns aici, bă, statul român este... un rahat de stat, mă, din punctul ăsta de vedere. Cum, bă, când tu vezi că se folosește imaginea guvernatorului Băncii Naționale? Bun, Isărescu, nu contează, putea să fie Popescu, n-are important. Când se vorbește despre companii ale statului român, de tip RomGaz, Hidroelectrica, când sunt făcute fake-uri cu vocea premierului României Ciolacu, când sunt falsificate voci de crainice pe cum Andreea Esca, să fac tot felul de... Dar, atenție, fake-uri care sunt... nu sunt benigne. Sunt în alea care duc în cele de urmă la o escrocherie. Oamenii dau bani, pierd bani pe astfel de chestiuni. Bă, și statul român e incapabil să facă orice. În schimb, statul român se gândește să interzică TikTok. Asta este povestea, marea poveste. Păi da, da. TikTok. Auzi, da, tu ai auzit ceva de vreo realizare a diviziei Cyberint al SRI-ului? Pentru că lumea nu știe, dar și noi când am avut atacuri la site și sau Savaliuc sau alții le-au dat site-ul jos, uite Active News, a avut Active News acum vreo săptămână, am și vorbit atunci cu Victor Roncea și pe situația asta, le-au dat site-ul jos timp de 3 zile, le-au distrus toate articole, vreo 20.000 legate de COVID, de pandemie cu tot, deci acum îți spun din ce am vorbit cu Victor, ei au încercat și încearcă să în continuare să le recupereze, deci este o muncă foarte dificilă la asta, da. Și chiar am vorbit cu el să vedem cu divizia, celebra divizie Cyberint, și am vorbit atunci și cu Savaliuc, n-au făcut nimic, deci nimic, zero, în situația în care sunt organisme de presă care au fost atacate din afară și puse în cap, și doi la mână, ce spuneai tu, deci în situații care
cum spune legea SRI, că de-aia funcționează legea SRI, care aduc atingerii siguranței naționale, că în momentul în care guvernatorul băncii vine prin fake și îndeamnă românii la diverse alte chestiuni sau alte personalități publice, că și în situația ta tu ești persoană publică ca, în care într-un caz de ăsta de fake este folosit și care poate fi întors și duce la o escrocherie masă asupra românilor. E, această divizie, îți spun, nu face mica, deci nu da, știi cu ce se ocupă și pe cine apără ei electronic. Pentru că în curând o să fie inteligența artificială la un asemenea nivel, dacă acum se poate cu, doar cu voce și cu imagine și cu tot, închipuiesc că va fi la un asemenea nivel încât atacuri în conturi bancare, în parole și astea date pe site-uri, pentru că lumea nu știe ce așteaptă, pentru că inteligența asta artificială, tot se vorbește că o să vină ea și că preia joburile și cu toate astea ale omului. Nu! Într-o primă etapă, inteligența artificială poate să conducă la o hăcuire și să caute atâtea breșe de securitate de peste tot, de unde ne cumpărăm din online, că toată lumea are acolo parole, are conturi, are carduri și conturi de bani băgate, numai conturile de cumpărături, încât vom asista la niște atacuri de granda. Inteligența artificială este prevăzută. Tot ce crește, nu intru acum pe fiecare parte, pe fiecare companie care dezvoltă, dar una din companii dezvoltă o inteligență artificială care poate singură să intre pe piața de capital, să creeze firme, să creeze negocieri, să participe la licitații și mai departe să ia și să distribuie lucrări și tot felul de genul ăsta, în care ăia care beneficiarii câștigă bani numai folosind inteligența artificială. Ori în asemenea cazuri îți dai seama ce forță ar avea să intre peste tot la toți românii, la o mare parte din români, și le golească conturile. Iar această divizie cyber-int a SRI-ului, care ar trebui să se ocupe fix cu așa ceva, nu se ocupă nici măcar de protecția site-urilor de presă din România. Dar de ce ar face, mă? Ei, când ai atacat un site de presă, deschid o șampanie. Ești nebun? Da. Bună asta! Te întreb dacă nu cumva le atacă ei, dacă nu le atacă ei. Hai să fim un pic conspiraționiști, vă propun pe finalul acestei întâlniri, și să atacăm un subiect în siajul unui eveniment nefericit, cel al diagnosticării prințesei Kate cu cancer. O doamnă tânără, totuși, toată chestiunea asta a născut în Marea Britanie, o dezbatere intensă care a fost amplificată și de un articol din Daily Mail în zilele din urmă, pe care îl citează copios și Ziua News într-un material pe care merită să-l urmăriți pe site-ul lui Bogdan Comaroni acolo. Subtitlul: Epidemia misterioasă de cancer scoasă la iveală de diagnosticul prințesei Kate. În fapt, în acest articol din Daily News se vorbește despre acest fenomen, îl putem numi, și cred că e testabil și verificabil inclusiv în rândul multora din membrii familiilor noastre extinse sau cunoscuților noștri. Bă, oameni tineri, oameni de 30, 40, în orice caz sub 50 de ani, despre care afli în mod absolut surprinzător că au fost diagnosticați cu cancer, și asta într-un număr din ce în ce mai mare în anii din urmă. Și aici intervin tot soiul de chestii. Cum că, domne, că de fapt este de la aer, că e de la poluare, că e de la mâncare, că e de la tot soiul de, nu știu, a scăzut imunitatea, dar de ce a scăzut, dar ce s-a întâmplat, dar una alta. Ceva s-a întâmplat. Adevărul este că, așa, la nivel empiric, constatând experiențele noastre de dialog, să zicem, cu mai multă lume, aflăm de oameni tineri care au cancer. Cancer, bun, unii se tratează, reușesc, Doamne ajută. Alții, din păcate, ajung să sufere de forme de cancer care nu pot fi nici tratate, fie pentru că le descoperă prea târziu, descoperă cancerul prea târziu, la 40 și ceva de ani. Se spune, domnule, e metastazat, nu mai avem ce să facem, asta este, mai ai 6 luni de trăit. Așa că prințesa de Wales are 42 de ani, deci oameni sub 50 de ani. Sigur că aici intervine, apropo de ce spuneam, teoria conspirației, mai ales în anii din urmă, inclusiv în cazul prințesei, și chestia asta. Bă, dacă vaccinul, păi care vaccin? Ăla, mă. Bă, nimeni nu vorbește despre asta. Dacă ne aducem chestia asta în zona asta,
începe altă nebunie, da? Deși pe la colțuri, ca să zicem așa, în se discută, da? E genul de subiect pe care, bă, mai bine nu-l atingem. De ce? Că speriem lumea, că nu știu ce, că n-are, domne, nicio legătură. Bă, are sau n-are nicio legătură, nu putem spune noi. Ar trebui să o spună niște doctori, ar trebui să o spună niște cercetări, niște studii. De ce n-ai bine să facă astfel de studii, mă, Bogdan? Păi s-au făcut, nu s-a făcut studiul cu 99 de milioane de care a avut de subiect și care s-a dat în urmă cu o lună și în care s-au văzut că a apărut foarte multe reacții adverse. Sigur, lumea se aștepta, mai ales cei care au zis, domne, am spus la toată lumea să nu facă vaccinul, să ce se va întâmpla sau nu știu ce, sperau să existe reacții adverse masive. Între astea 99 de milioane, sigur că au fost luate toate reacțiile și efectele adverse. Dar ce spuneai tu vis-a-vis de medici, chiar în cazul prințesei, unul dintre medicii foarte cunoscuți în domeniu vorbește despre tubocancerul din pricina vaccinului și a vaccinării. Și de la pandemie, cel puțin încoace, că e de o parte vaccinul vinovat într-o proporție foarte mare sau chiar COVID-ul, care s-a tot se dovedește că a fost din ce în ce mai mult o armă biologică, cum a fost gândit, făcut și ea cu acel gain of function și cum s-a dublat și dedublat și s-a dus în lume și pe acum au contribuit alții la tot felul de variante care să devină din ce în ce mai agresive. Deci fie că e ormul ori celălalt, ambii având celebra proteină spike și multe alte în comun, s-a văzut că cel puțin de la perioada vaccinării și a agresivității COVID-ului, o serie întreagă de la sportivi de performanță până la oameni din ce în ce mai tineri, până la toți care vedeau în jurul lor că apare un număr excedentar de morți subite inexplicabile până atunci, da? A apărut această chestiune la care s-au raliat specialiști în domeniu care nu au fost lăsați și nu au ajuns în zona presei de main, care au spus că astea apar și mai ales atacă sistemul imunitar și dezvoltă boli autoimune plus alte boli asumate de producătorii vaccinul, cum erau miocardita și altele la un loc. Părerea mea, dacă mă întreb, este că, sigur, pe lângă chestiunea asta în sine care s-a văzut și se vede clar de la pandemie și care slăbește sisteme imunitare, sisteme metabolice și multe altele legate de sănătate, cumulul ăsta general care este apărut și la care globalismul ăsta, care trebuie să o spunem clar, are unul dintre țeluri și această depopulare în care să fie pe o perioadă de timp și pe nesimțite, ca să-i spunem așa, a avut la bază și a introdus mai multe elemente care contribuie la starea precară de sănătate și care se vede din ce în ce mai mult la tine. De la alimentație, la faptul de a duce oamenii să fie dependenți de tratamente medicale, de tot ceea ce produce Big Pharma, de la faptul că peste noapte, am mai vorbit noi aici, peste noapte s-a zis că cum e treaba cu hipertensiunea, cu colesterolul, cu glicemia și cum au fost scoase milioane și zeci de milioane de bolnavi care au intrat pe tratament, fiecare tratament dădea efecte secundare și tot așa în situația în care Big Pharma s-a dovedit că nu vrea să facă o populație sănătoasă planetară, ci vrea să aibă o populație bolnavă din care să extragă profit. Toate astea la un loc și culminând cu perioada de pandemie și cu COVID-ul, plus pentru unii ce a produs vaccinarea în sine, contribuie la apariția acestor nu numai turbocancere, scăderea sistemelor imunitare, pentru că și eu văd în jurul meu oameni care sunt foarte, tot timpul au răcel, tot timpul au, nu știu câta oară, au făcut COVID. Chiar tu mi-ai trimis azi un material în care vorbea, l-am citit, e foarte interesant, despre New York și ce se întâmplă la New York. Da, o să-l arăt, e foarte lung și vreau să-l arăt, e de citit, într-adevăr. E foarte tare materialul, pentru că
pornește chiar de la această transformare și omogenizare și imbecilizare și o globalizare neomarxistă în inima unei culturi și da, unei țări. Manu, putem arăta? Da? Uite, stai, da? Bogdan, stai numai puțin, o secundă să-l arăt. Deci, intrați pe, se numește Vocea Românului, sau Romanului, scrieți așa, vocearomanului.ro, pănuiesc că e vocearomanului.ro. Ideea este că este un articol tradus, se numește Demonii sunt reali și nu este nicio cale de ieșire în afara confruntării directe, scrisoare dintr-un New York devastat. E publicat pe 21 martie 2024, repet, este traducerea unui articol foarte interesant, scris de Naomi Wolf, scriitoare, jurnalistă, teoreticiană, feministă americană, mă rog. Dar ideea este că vorbește despre cum arată astăzi la ora actuală New York-ul și este vorba despre felul în care regăsește ea New York-ul după o perioadă în care n-a locuit în New York și e un șoc extraordinar de mare în comparație cu locuitorii de zi cu zi ai New York-ului care n-au simțit această transformare, dar orașul s-a sluțit teribil, locuitorii lui n-au simțit această sluțire pentru că zi de zi întâlnindu-se mai doar o hârtie, un homeless, o nenorocire, un drogat, un junkie, un nu știu ce, o mizerie, un metrou aiurea, dar pentru un om care vede New York-ul după o perioadă de timp e un șoc teribil să-l regăsească în halul în care a ajuns să arate și dincolo de asta sunt mai multe alte intersecții culturale pe care e interesant să le vedeți prin ochii acestei doamne. Închei, deci vocearomanului.ro, articolul se numește Demonii sunt reali și nu există nicio cale de ieșire în afara confruntării directe. Îl citiți voi și vedeți că e mișto. Te rog, continuă, Bogdan. E foarte bun articolul că are o întreagă răspândire pe o întreagă paletă, adică pe lângă un turn Babel, cred, pe lângă faptul că identitatea americană, Americii, pentru că New York era poarta de intrare spre America, deci era cu tot ce apărea acolo. Deci toate aceste repere ale democrației care se întâlneau în America și în the American Way of Life, în care fiecare se putea duce și o lua de la zero și într-o societate puternic democrată și cu astea puteai să ajungi cu tot. Deci acest New York nu mai există din ce povestește ea și pe lângă ce vede ea pe străzi, pe tot, în restaurante, în căciun, la un moment dat vorbește și de treaba asta în care cunoscuți care apar și peste tot, care de la momentul lockdown-ului și de la toată această chestiune legată de COVID dezvoltă, la un moment dat ea și numește, zice că 3 din 10, parcă nu știu ce, vedea ea unde sunt din cunoscuți, le tremurau mâinile sau anumite astfel de boli și că mor pe capete și că acum au ajuns într-o situație încât la ei în Statele Unite, și asta pot să confirma și o prietenă în Statele Unite, la ei e mult mai marcantă treaba asta cu COVID-ul, cu vaccinarea, pe ei au și ținut în lockdown încă un an față de ce am avut noi, deci au avut tot și niște restricții masive, ei au și acum o frică groaznică pentru lockdown, pentru că revine pandemia, că revine COVID-ul, că tot ceea ce se întâmplă. Și asta într-adevăr discută că uite, au murit aia, uite, tulbocancere, uite, deci cu toți pe care am avut și eu colegi de facultate sau de asta în discuțiile care apar și sunt îmi trimit mereu link-uri și toate astea în continuare legate de COVID și de vaccinare. Există această temere masivă și chiar discută, zice, știi, pe ăla a fost și primele întrebări, zice, dar câte doze are și ce s-a întâmplat. Acum, legat de chestiunea asta, că dacă tot am zis de americani și de asta, uite, până să zică Tavi, țin să reamintești, poate vom vorbi, mă rog, tu pleci din țară și o să te întorci, dar astăzi se încheie lucrările secrete sau oarecum secrete despre este al nouălea summit referitor la tratatul privind pandemiile, deci care a început luni și care merge pe șest sub egida Organizației Mondiale a Sănătății. Și aici am vorbit de multe în emisiunea ta despre ce propune acest tratat și despre cum va ataca în continuare drepturile și libertățile, mai ales că s-a întâmplat să treacă mult timp de la pandemie, deci e merg pe ideea că domnule, lumea a uitat, uită, viața a intrat în normal, că e o chestie pe care oamenii o fac mereu, deci cu cât trece vremea imediat pare că lucrurile au revenit la normal, deși uite chiar și în articolul tipe astea lucrurile n-au venit. Deci în momentul ăsta în care noi chiar acum discutăm astăzi, joi discută și ei,
Ce se va face cu acest tratat privind pandemiile, ce drepturi, libertăți, privind transport, privind astea, forțe de reacție rapidă și ce se va întâmpla, firește, nu în următoarea etapă, dar la viitoarea pandemie, prin care OMS-ul va avea o suveranitate, dacă vrei, de sănătate globală și care intervine peste suveranitatea statelor legată de sănătate și de politica sănătății statale, intervine și dă directive, obligații, restricții, inclusiv cu forțe armate militarizate și cu trupe speciale care intră cu doctor, cu tot, cu în țările respective. Toate trebuie la unison să se supună direct, fără parlamente, fără guverne, fără tot, a deciziilor OMS-ului, care, repet, prin pandemie poate să declare, deci nu se referă, nu e un tratat care se referă la o pandemie, să zicem, de gripă, de viroză, este un tratat privind pandemiile și care redefinește pandemiile, așa cum au fost redefinite vaccinurile, redefinește pandemiile, încât o pandemie poate fi privită ca orice tip de boală care pare că are o transmisibilitate nu neapărat contagioasă, adică, de pildă, poate fi privită o pandemie de mor subite, o pandemie de hipertensiune, o pandemie de diabet sau tot felul de chestiuni legate de creșterea unor boli la nivel mondial. Și atunci, în tratatul privind pandemiile, OMS-ul devine un guvern global, un minister global, primul minister al unui guvern mondial, în care, practic, în momentul în care declară ceva OMS-ul, se trece peste orice există legislație sau orice voință există în țările respective. Și atâta mai zic rapid de tot, țările care sunt membre ale OMS trebuie să se supună. Mulți spun că vom fi feriți pentru că trebuie să trecem prin parlamente aceste tratate internaționale și le spun că au găsit și aici o portiță. Dacă își aduce aminte lumea, în timpul regimului Biden s-a vorbit și toate astea despre suveranitatea chiar a Statelor Unite vis-a-vis de pandemii și tratatul privind pandemiile, s-a găsit o portiță prin care astea vor fi prevăzute în regulamentul internațional medical al sănătății, care a fost ratificat de toate țările care sunt membre ale OMS și care regulament a mai fost schimbat prin ce spunea OMS-ul de mai multe ori, ultima dată și la noi, 2-3 ani, și astea fără nicio problemă a parlamentelor țărilor respective. Deci sper ca să avem niște vești, cred eu, să nu fie atât de rele pe cum se preconizează, la ce se va întâmpla astăzi, pentru că el se va încheia la ora României cândva. Da, hai să discutăm când mă întorc. Deci, mai o singură chestie vreau să spun, Robert. Da. Deci, noi vorbim acum despre niște efecte. Eu vă reamintesc un lucru foarte clar. Țineți minte pe Jean-Yves Cousteau. Da. Aveam ca la Vasului câteva instalații și niște oameni acolo la care nu se putea umbla nimeni niciodată. Fost agenția. Și el zicea într-un interviu la Lumină din 1991 din UNESCO Courier, pagina 13, așa, citez: pentru a stabiliza populația mondială trebuie să eliminăm 350.000 de oameni pe zi. Este un lucru oribil, dar trebuie spus. Cine mai mirăm noi acum de pandemie și despre tot ce am văzut că s-a întâmplat? Sigur că Jacques Fusto a spus chestia asta, că am văzut și o da, am citat. Am citat, deși nu am, da. M-am interesat că ea e prea dură. Dar el și alții după aia, unul a venit cu un japonez. Ba, adevărul e că, iartă-mă, dar să știi că există, ca să închidem amuzant așa, nu asta, Doamne ferește, niciun om nu merită să moară, dar adevărul e că s-a ajuns la un grad foarte mare de prostie și atunci oamenii înghit absolut orice, e complicat. Ai și cu cine, adică unii dacă vor la un dat, cum am început, închidem rotund, zic așa, emisiunea, podcastul ăsta. Bă, manipularea se poate face foarte ușor pentru că gradul de imbecilizare este unul extraordinar de mare. Și am să vă dau un singur exemplu, comentăm, nici nu știa că să râzi naibii sau să plângi, pe cuvântul meu de onoare. Fiți atent, poți să arăți manule? Da? O româncă din Spania a crezut că Brad Pitt, săraca, da, m-a văzut o pe TikTok și s-a îndrăgostit de ea, apoi a cerut. Da, băi, nu poți să... Stai puțin, că poate lumea. Deci e o româncă de 62 de ani, stabilită de 12 ani în Spania, da? Și a fost contactată de o persoană care s-a dat drept Brad Pitt, da?
au început să curgă declarații de dragoste. Femeia zice că a primit suficiente dovezi că nu avea de-a face cu un impostor, pentru că ăla i-a arătat la un moment dat un carnet de șofer, da? I-a cerut la un moment dat 1300 de euro, i-a oferit un card de membru VIP ca să aibă asigurat accesul la evenimente, întâlniri cu vedete și premii în bani. Zice, m-am abonat cu datele mele, a început să-mi trimită mesaje pe WhatsApp. Mi-a dovedit că este el cu permisul de conducere pe care era fotografia lui. Am rămas fără cuvinte, a zis femeia, care a zis că e o mare admiratoare a actorului și că n-a putut să rateze așa o ocazie, întrucât l-a văzut în România în anul 2000, de la vreo 50 de metri distanță l-a văzut. I-a plăcut foarte mult de el în serialul Dallas, zice el. A jucat Brad Pitt în Dallas, mă? Bă, ține bunit. Cred că l-a confundat cu Patrick Duffy. Dar mi-a plăcut și în Troia, povestește Elena. Elena din Troia, mă. Băi, deci lucrurile să leagă. Dacă n-ar fi adevărat, aici e că e o nebunie, înțelegi? Și a fost convinsă să vireze 300 de euro de păcar și încă 1000 de euro prin transfer, nu știu ce. Deci asta e doamna care a fost victima acestei scheme, acestei escrocherii. Deci, bă, tu ai 62 de ani. Ești femeia din imagine. Lasă-o pe ea, Manule, că până ne știe lumea, da? Și scrie unul care zice că e Brad Pitt. Hai, că e simpatică. Da, mă. Și a plătit 1300 de euro. Da, mă, lasă, e ok. Da, mă, dar momentele alea când ea era îndrăgostită și bă, comunica cu Brad. Bă, adevărat că ai descris un roman. Merită 1300 de euro. Da, să mor dacă n-ar fi măcar o povestire de aia scurtă, așa știi, o chestie, o proză scurtă despre una care la 62 de ani cu o viață. Da, nu știu, ce lucrează da, trebuie să fii Marquez ca să scrie da, asta. Da, mă, se îndrăgostește brusc de unul care spune că e Brad Pitt, înțelegi? Și, da. Mi-ai dat o idee să lansăm un concurs de scenarii, să zicem, pe această temă. Băi, să știi că ar fi mișto, nu? Un concurs de proză scurtă. Da, uite, facem următoarea chestie. Bă, dacă... Și premiem, punem... Deci, băi, hai să facem așa. De la... Câți ne urmăriți acum, mă? Sunteți 2400 de oameni pe YouTube, plus ce o mai fi pe Facebook și asta. Bun, ok. Plus ce o să vadă, noi ajungem la câteva zeci de mii cu acest podcast. Uite, lansăm un concurs, fiți atenți. Facem așa. Eu premiez, bă, deci atenți, eu, partea mea. Eu pun 10 milioane. Și eu pun 10 milioane. Deci aveți 20 de milioane în momentul de față de la mine și Tavi Hoandră, da? Înțelegi? 10 milioane de la mine, 10 milioane de la Tavi. Premiem cea mai bună, cel mai... Da, atenție, nu înseamnă că îmi scrieți o pagină. Ce, mă? Hai, mă, taci, mă. Bani vechi, mă. 2000 de lei, mă. Na, da, na. 2000 de lei, da. Nu, mă, două, trei pagini, că aia e... Cum să zic? Nu, mai multicel, nu, stai, nu, trebuie să fie o... O să scrie fiecare cât vrea până la 20 de pagini. Da, mă, scrieți până la 20, 30, cât vrea, dar să fie o chestie mișto, adică, deci scrieți proză scurtă pe această temă. Tema este asta, exact pornind de la cazul ăsta, da? Deci o doamnă de 62 de ani primește această... Și de aici dezvoltați voi. Reacții, ce simte aia, ce nu știu ce, ce cutare. Cea mai bună proză scurtă pe care o decidem în trei, facem de noi trei, vom fi juriu în chestia asta, da, așa, o premiem cu 2000 de lei. Păi, Robert, gândește tu la cât o fi durat idila asta falsă. Două, trei săptămâni. Bă, da. Timpul ăla în care femeia simțea că e dorită și că e iubită, bă, merită toți banii. Da, mă, adevărul că e senzație. Aștept mesaje, trimiteți-mi mesajele pe, mă rog, sau documentele pe, pe ce să ne trimitem? Pe Facebook, pe ce, cum să le facem? Că nici nu știu, ar fi trebuit o adresă. Păi, dar să trimite și cititoarea numărul de telefon și ce cărți își dorește să-mi promute. Că da, eu mă, înțeles, dar stai să le spunem oamenilor de să trimită. Zi, Manule, unde să trimită? Ai vreo idee? O să trimită pe un e-mail, mă, pe un e-mail, da, trebuie să dau, dacă văd aia de redacție de la evenimentul zile că trimit pe un e-mail, o să zică că a nebunit cineva, trebuie să le vedem noi, asta este ideea. Să trimită și pozele. Bă, nu, urât, înțelegi? Urât. Dar de ce e urât? Lasă-mă, că e bine. De urât, ce? Nu, urât. Bă, trebuie să ne bucurăm, avem viața noastră e scurtă, demonul e printre noi, cum zicea jurnalista aia. Deci, cea mai mare șmecherie a diavolului este să te facă să crezi că nu există. Voi scrieți proza, mă întorc în două săptămâni și dau la momentul respectiv, o să dau o adresă de e-mail, o să creez o adresă e-mail specială pentru această chestiune, așa? Deci voi să aveți proza scrisă, spun încă o dată, da?
și în două săptămâni când mă întorc, dau adresa de mail, primim, facem concursul, într-o lună de zile aflăm câștigătorul. Repet, 2000 de lei pentru cea mai tare proză scurtă. Bă, da, proză scurtă, adică nu va apuca să... Da, eu cred că sunt mulți care scriu. Exact. Și care... Ceva mișto despre acest caz care este fabulos. Fabulos. Îl găsiți, l-au publicat mulți. Dacă dați căutare, femeie, 62 de ani, Brad Pitt, român... E foarte mișto, e chiar... E așa. E chiar... Ce a simțit? Inventați ce vreți voi, nu știu, să fie o chestie din asta. Băi, Robert. Da. Auzi, eu pot să scriu și eu și să-mi dați direct 2000 de lei? Normal. Și să-mi dați direct 2000 de lei, ca să nu mă... Bă, hai să vă povestesc asta. Și lui, mă, înțelegi, da, asta. Trebuia să recomand o carte. Nu facem așa. Deci eu pun 1000, Tavi 1000 și Bogdan Comaroni se obligă să pună... Nu, eu nu pun încă nimic, publice, știi de ce? Pentru că eu vreau să... Bă, tu eu vreau să dau News, eu vreau să dau un premiu surpriză. Bine. Eu vreau să dau public în Ziua News. Da. Cea mai bună, așa va... Bine, mă, uite, eu le public în cea mai bună o public în Ziua News. Dar exact. Să știi că Bogdan are o experiență în chestia asta, trebuie să mărturisesc și să apreciez prietenia. Când eu m-am apucat să scriu jurnalul de pandemie, Bogdan la Ziua News mi-a cazat toată cartea care acum e tradusă în franceză și mai luat și niște premii. Da. Adevărul e că merită scris. Vă spun o povestire scurtă, în loc să recomand o carte, vă recomand povestirile lui Gabriel García Márquez. Și cea mai mișto pe care povestește el, pe care a scris, era cu, dintr-o chestie reală, în care un tip stătea în America, unde șosele alungi, la stop. Și oprește un autobuz, urcă, autobuzul era aproape plin, se așează pe un loc. Și mai merg încă vreo 2-3 ore și se uită în jur și a tot felul de oameni ciudați care nu vorbeau între ei, se uitau pe pereți. Și când ajung într-o curte a unui spital de boli mentale. Și zice, știți, eu am fost la stop. Și da, știm, haideți în salon. Și nevastă reușește, care nu mai știa unde e, deci, zice, cum, domnule, lăsați-mă să plec, că eu sunt la stop, sunt George din nu știu care. Și da, domnule, știm, toți sunt așa aici. Poftiți în saloane. Și reușește să recupereze nevastă sa printr-o asistentă care a tipul a reușit să-i trimită o scrisoare nevestei după vreo 30 de ani sau 20 de ani. Asta o mărturisește Márquez, că e bine să scrii povestiri după lucruri reale. Da. Asta a fost un lucru real. Mulțumesc foarte mult, dragilor, pentru participare. Mă întreabă cineva, da, am plec într-un concediu cu familia destul de departe, deci două săptămâni. Rușină, da, rușinos. Rușinos. Sunt, nu cu mașina electrică, deci data asta cu avionul, că sper să nu fie vânat. Păi era și culmea, tu vrei chiar să te livrezi, da, halos. Bine, bine, da, v-am dat o cadă. Păi veneai la, auzi, veneai după alegerile prezidențiale. Dacă Da, mai merge mașina ta, Robert. Bună asta, mi-a plăcut. Da, așa mi-a plăcut. Băi, mai merge mașina sau ai și una de servici? Funcționează, este absolut minunat și că n-am cu ce să o încarc, vine Manu și mă împinge. Manu mă ajută să merg. Pare corect. Rămâneți însă cu platforma, cu canalul de YouTube Hai România, pentru că podcasturile vor continua în fiecare zi, vor fi luni, vineri, fără discuție, adică și dacă plec eu... Nu există oameni de neînlocuit, ca să spunem așa, după cum bine știi. Sunt pline cimitirii de oameni de neînlocuit. Tu ești de neînlocuit, Robert. Nu mulțumesc frumos, ce drăguț. Da, așa. Hai, v-am pupat, să fiți sănătoși, aveți grijă de voi, să scrieți cu folos, ca să zicem așa, și când mă întorc, dau adresa de e-mail pe care așteptăm, ca să creez o adresă de e-mail specială, ca să putem să citim aceste minunate capodopere. Sunt convins că vor fi... Bă, abia aștept să văd și o mai scrie cineva în țara asta, mă. Da. Bun. Da, scrie. Hai, sigur. Hai să vedem, Tavi. Cititoarea să dea numărul. Bă, ce ar fi să descoperim noi așa dintr-o... Era să dintr-o prostie, înțelegi? Dintr-o chestie de-asta, știi cum se întâmplă? Să descoperi un talent uriaș, mă. Bă, să te trezești la un moment dat... Păi sunt mii de oameni care scriu pe... Ce ar fi să descoperim noi un talent uriaș, unul după care să-ți trimite o proză scurtă, senzațională, și să-ți dai seama că ai pus mâna pe... A ieșit la iveală un talent uriaș, să fie... Sunt oameni care n-au șansă. Să vezi un film făcut. Márquez, Robert, Márquez cu prima lui carte s-a dus la plon. Da, știu. El de acolo zice, băi, de unde ești tu?
Aoleu, din America de Sud, zice, da. Băi, știi să gătești? Că zice, apucă-te, bă, și fii bucătar, că zice, cu scrisul n-ai treabă. Da, da, da. Adrian Garcia, Dumnezeu auzi, să-l ridic. Eu vreau să văd în ideea acestei emisiuni, așa, cu scrisul, dacă există viață și după Facebook. Da, bravo. Da. Dacă există proză și după. Și după Facebook, înțelegi? Da. Hai, să fim sănătoși. Pa, pa, pa. Bine. Mulțumim. Thank you.